Bun găsit și -o Doamne ajută! Poate că vi s-a întâmplat uneori să mergeți la biserică și să sesizați momente în care intră câte cineva care poate nici nu are o ținută adecvată, fie o domnișoară cu o fustă prea scurtă, fie un tânăr care are o îmbrăcăminte mai în duhul acestei lumi și acestui moment în care ne aflăm, acestui veac, și care poate nici nu știe măcar ce are de făcut și poate că ați sesizat uneori că se grăbește câte cineva să-l bruftulească, să, să zică nu fă așa, nu sta acolo, dă-te mai încolo, cu atitudine, din păcate, lipsită de delicatețe și de blândețe. Pare mai degrabă o punere la punct. Ei vom vedea că genul acesta de intervenții, să le numim așa, care, din păcate, mai pot fi sesizate în biserici, au legătură cu Evanghelia care se citește în Duminica lui Zaheu. Citim de la Luca, capitolul 19, versetele de la 1 la 10. În vremea aceea trecea Iisus prin Erihon și iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vame și căuta să vadă cine este Iisus. Dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un dud, ca să-l vadă că și pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut și a zis către el, zacheu grăbește-te și dă-te jos, că astăzi trebuie să rămână în casa ta. Și el, grăbindu-se, s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Când au văzut aceasta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zahieu, stând în fața Domnului, i-a spus, iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus a zis către el, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avram, fiindcă fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Sesizăm așadar un moment similar cu ceea ce vă ziceam mai înainte, adică în jurul lui Hristos este mulțime multă, cum era firesc, erau mai întâi apostolii, erau cei mai apropiați și apoi toți ceilalți care urmau lui. Și sigur, apoi urmau ceilalți care cumva din curiozitate se apropiaseră. Un om precum Zaheu nu avea nicio șansă să străbată. În primul rând pentru că era disprețuit de cei de acolo. Văzut ca un om lacom, un om care furase mult, care punea biruri, mai mult decât cerea stăpânirea românului, un om care trădase lucrând în uh, slujba romanilor, își trădase, iată, uh, țara. Deci era un om disprețuit, pe drept cuvânt spuneau cei de atunci, de toți aceștia. Și îl țineau la distanță. Uh, N-avea de ce să-l lase să se apropie de Hristos. De astfel, uh, un alt moment similar, de data aceasta, nu cu oameni cu probleme de genul acesta, s-a întâmplat când uh, unii vreau să vină copiii să-i aducă, să-i binecuvinteze Hristos și certau apostolii. Ca și cum, lăsați-l pe învățătorul, că îl deranjați. Și atunci s-a mâhnit Domnul și a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Iată că sunt situații de genul celor descrise la început, în care și la noi astăzi în biserică sunt oameni care cred că îl apără pe Dumnezeu. Ținându-i la respect pe ceilalți, punându-i la punct, adică punându-i acolo unde crede că le este locul. Ori Dumnezeu îi cheamă pe toți, indiferent de starea lor morală, indiferent cât de pregătiți sunt, indiferent cât de mult știu sau nu din rânduiala și din tipicul bisericii. Uh, Nu-i nu alungă pe nimeni. Iată, pe copii i-a chemat să vină la el. Pe Zaheu l-a chemat și a stat la masă cu el. N-a stat la masă cu nimeni din toți ceilalți. Și iată, a câștigat în felul acesta un suflet. Să înțelegem așa, dar și noi ce avem de făcut astăzi, în zilele noastre, în biserici, când vine câte cineva să luăm cu Duhul Blândeții și să căutăm să-L apropiem, nu să-L îndepărtăm de Dumnezeu, prin atitudinea noastră, prin tonul nostru dur și prin superioritatea noastră pe care o manifestăm în cele ale credinței. Să nu fim niște gărzi de corp ale Domnului. Nu are nevoie Domnul de gărzi de corp. Are nevoie ca noi să conștientizăm că suntem modulare ale acelui ași trup al său, care este biserica, și să purtăm de grijă modularului bolnav, adică acelui prin care poate nu mai curge sânge, nu mai curge viața aceasta a Harului, să încercăm și pe acesta să-l apropiem și să lăsăm viața aceasta pe care noi am primit-o și poate chiar am primit-o de la Dumnezeu prin tot ceea ce am făcut în poruncile, prin spovedanie, prin împărtășanie, să o ducem și către celălalt care este poate mai depărtat de Dumnezeu și în felul acesta să-l câștigăm pentru Domnul, nu să l îndepărtăm.